A venit leopardul! Măruță, așa tare dați voi muzica? Da, de obicei așa e. Doamne, când dar avem de ce copii am rămas în platou, nu știu, dar arăt foarte bine de asta. Vrei să fac o piruetă? Exact, exact. Superba Adelina Pestrițu, bronzată, aranjată. Ce face Adelina? Bine, am venit să te văd. Mulțumim mult de tot. Hai să ne comparăm bronzul. Da, al meu nu e atât de valoros ca al tău. Al tău este exotic. Din Maldive. Cât ai stat acolo? 9 zile. 9 zile, frumos, am văzut pe Instagram la tine. Mi-a plăcut foarte mult, eu am lăudat fotografiile. Dar șopârlele, le-ai văzut? Șopârlele nu le-am văzut, dar am văzut pozele cu tine în cadă. Și stăteai așa și se vedeau palmierii. Am văzut. Da, a fost frumos. Trebuia să văd și șopârlele, nu? Da. Au dormit. Cine se mai uită la șopârle când sunt pozele cu tine acolo? Iartă-mă, te rog frumos, da, da. Mulțumesc, e un compliment ăsta, Cătălin. Ai fost cu soțul? Cu soțul și cu Zeni. Deci în familie? În familie, da. Practic este prima vacanță pe o, distanță atât de lungă în care mergem cu Zeni. Până acum am fost în Turcia cu ea. Și cum a fost drumul? Greu pentru ea? Nu, mă așteptam să fie puțin mai agitată, mai stresată de orele de zbor, dar nu s-a comportat impecabil. Exact ca în Dubai și în Maldive, dacă te puteai întâlni cu foarte mulți români, s-a întâmplat și în cazul tău, te-ai întâlnit? Nu, din păcate, dar mă rog, acolo sunt insulele destul de micuțe. Se poate întâmpla și să te întâlnești, dar de data asta nu. De data asta nu. Vânt, ploaie, l-am văzut și pe Jorge, era prin Maldive, de asta zic că sunt foarte mulți români în vacanță. Două zile a fost destul de urâțel. Da? Înseamnă că... Dar am stat în casă, am mâncat. Și? Și ne-am uitat la filme. Aha, mă gândeam că ne dai vreo veste, cine știe, nu, după Maldive. Simt și prost. Deci, Măruță, mă simt și prost de câte ori vin la tine, este aceeași întrebare. Ai rămas însărcinată? Mă simt prost că n-am rămas însărcinată. Nu, tu trebuie. Nu, tu trebuie să te simți prost. Da. Noi trebuie să ne simțim prost că punem aceeași întrebare. Dar n-avem cum să nu întrebăm, îți dai seama. Ne dorim până să când te mai într-o vedem zi dată, o să-ți dau veste. Exact, foarte mulțumesc, frumos. Și eu îmi doresc. Dar să știi că am văzut înainte să intru în platou că mi-ați pregătit niște provocări. Da. Și m-a luat așa cu tremurat. Stai liniștită, e doar una singură. Deci una singură, da? Da, o provocare, dar provocarea asta conține cumva și sosuri, iuți? Nu. Nu. Ce bine, nu. Doamne. Provocarea asta, o oră după ce am plecat de la voi din emisiune, am simțit că mor. Da? Nu. Da. Stai liniștită, e ok, o provocare pe care au făcut-o mulți invitați, au trecut toți foarte bine peste ea, o să-ți placă. Da, haide să vedem fotografiile aici din Maldive, da? Exact cum ziceam ceva mai devreme. Frumos, bă, a venit Iulia Albu la emisiune. Te rog, oprește-te. Nu, nu, și zicea de fotografiile astea. Că sunt făcute într-un fel în care... Într-un fel altfel. Da, într-un fel altfel, că practic vă micșorați capul și vă lungiți picioarele. A, da, așa face ea și știe. Mă rog. Da, mă rog. Hai, nu m-a provocat, era frumos că știu eu ce vrei tu să faci după. Nu, să gata, ne pui da, pe una în stânga, pe una în dreapta. Ce a zis aia? Uite, ia vezi Iulia, ia vezi Adelina. Nu mă interesează bârfele, scandalurile. Nu mă interesează cârcota, te rog. Dar e vorba pur și simplu de un designer care ți-a dat cu părerea despre fotografiile de pe Instagram, Adelina. Dar să știi că ai zis că ești frumoasă. Da, mulțumesc. Perfect. Bun. Uite, la poza asta poza asta a comentat-o, știi? Nu e bună nici asta. Mie mi-a plăcut. Eu ți-am dat apărarea, jur. Am zis că e fabuloasă poza. Numai norocul că ea a văzut laba că... piciorului că e mult mai mare decât capul. Și am zis, bă, e un wide când filme. Ia. Hai să-ți ia, să-ți fac demonstrația. Ia, mă, hai să vedem. M-am descălțat, da? Și acum... Deci în momentul în care ții așa piciorul, nu, ăla trebuie să fie unghiul. Unghiul, da? Schimbați unghiul. În momentul în care ții așa piciorul, automat se alungește partea de jos, da? Este un truc pe care îl face toată lumea, toți cei care știu să facă poze. Dacă tu faci poze și te pozezi așa, cum se pozează? Păi, Iulia sau în genul care zic că ea se pozează. Stai că mi-au pantoful și e imediat te... Ce nu cerea asta, te rog. Nu, mă, imediat îți arăt eu ție, dacă mai zici, te rog. Mai faci. Nu, dar vrei să spun ceva, jur, pe cuvântul meu și poți să te uiți, eu ți-am dat apărarea și am zis, bă, e o poză normală, e firească, e foarte frumoasă. Da, eu nu trag de picioare. Deci astea sunt, cu astea defilez. Bă, sunt superbe, astea e, super. Ia uite. Exact. Ia uite. Ia uite. Astea sunt. Atât altceva am avut nu de avem, îmi pare foarte rău. Da. Lungi, scurte, astea sunt și sunt mulțumit așa. Nu trebuie să trag în aplicații de picioare. 10?
Bravo, Ciucă. Am defilat și am primit 10? 10. Bravo. Mulțumesc. Bravo. Mulțumesc. Bravo. Bă, știe. Vine și recompensa după emisiune. Noi de fiecare dată te-am susținut pe bune. Adică mie mi s-au părut pozele chiar reușite, dar ea asta spunea că mamă, laba piciorului mai mare, capul mai mic, să aplicați. Dar adică, să nu mai poză. Fie toată lumea atentă la laba mea. Da. Să-și focuseze atenția. Da, 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 îți dai seama. Acum. Da. Dar oricum, frumoase fotografii. Pe tine te mai deranjează genul ăsta de comentarii? Nu. De... nu mai, nu? Cel puțin nu intru în jocul ăsta. Și da. Nici în jocul tău nu mai vreau să intru, Măruță. Lasă-mă în pace, că încerci să faci ceva și eu nu vreau stai să particip la ceea ce vrei să faci. O să-ți placă foarte mult și jocul ăsta. Spune-mi dacă mai a apărut ceva tatuaje între timp? Nu. Mie așa mi s-a părut de asta. Nu. Nu. Nu, tot 27 am. Tot 27. 27? Putem să le vedem pe toate? Nu. Dacă ar fi să vedem cam câte am putea vedea. Nu chiar multe. A, restul... Partea tatuată e acoperită. Întotdeauna. Păi uite acum, a, spre da. Exemplu. Am înțeles. Perfect. Fii atent, haideți să facem joc, o să-ți placă. Deci ți-am zis că au venit mulți care am l-au făcut. Am dreptul să nu particip? Nu. Nu se poate, n-ai cum. Tu ești tipă curajoasă, dar nu e ceva greu, fii atentă. Eu o să-ți arăt fotografii cu tot felul de personaje cunoscute. Iar toate aceste personaje cunoscute trebuie să le caracterizezi printr-un singur cuvânt. Nu, nu. Ce nu? Să știi că dacă e vreo provocare care m-ar duce în zona de... Nu e provocare, așa, uite, eu nu particip. A fost și Alexia, a caracterizat într-un cuvânt pe Antonia, a zis frumoasă, Alex Velea cool, adică unde credeai că e conflict. Adică foarte mulți au fost aici care au bine, chestia. Dacă simt că este vreun conflict, îți spun din start că nu particip. Fii atent, nu poate să fie niciun conflict. Bine, ideea e în felul următor. Uite-te la mine. Eu ți-arăt o fotografie și tu trebuie să zici un singur cuvânt despre fotografia, despre persoana aia, da? Bine, hai. Dar cuvântul ăsta n-ai voie să... multe. Dar cuvântul ăsta n-ai voie să le repeți, da? N-ai voie bine. Să repeți cuvântul ăsta. Haide, fii atent, să hai. Vedem. Prima fotografie. Ia să vedem. Uite. Cine superbă. E? Antonia. Deci, ce ai zis? Superbă. Superbă. Mamă, dar ce repede ai zis? Nici nu păi, dar este superbă, Antonia. Superbă. Gina Pistol. Fermecătoare. Bun, bun. Hai, văzut că nu e greu. Aici este? Deșteaptă. Oana Roman. Deșteaptă. Deșteaptă. Mamă, dar le-ai zis că le aveai pregătite dinainte, nici n-am apucat să mă uit. Cine e aici? Andreea Mantea. Descurcăreață. Descurcăreață. Perfect. Aici cine? Nu văd. Codin? Codin Maticiuc. Stai să mă gândesc. Tot așa, un cuvânt pe care... care are destule calități și vreau să aleg una dintre ele. Un singur. Amuzant. Amuzant. Perfect. Amuzant. Ai văzut că nu e greu, mă? Îți place jocul nostru. Ia, aici frumoasă. Cine? Stai că nu știu cine e. Bianca. Bianca Drăgușanu, frumoasă. Dar n-ai zis și la Antonia? Nu, la Antonia, e superbă. Este superbă, Antonia. Nu, ai zis că nu mă pot repeta. Da, exact. Ih. Cristina Ih. Stai că am epuizat două cuvinte din aceeași categorie. Stai să... carismatică. Carismatică, perfect. Mădălin Ionescu. Fostul meu coleg. Un cuvânt. Serios. Foarte serios. Ești în costum. Este un om serios. Ah, păi mi-am adus aminte ceva, că am văzut-o pe Cristina I. Aici cine e? Băi, am zis la Codin că este amuzant, aș fi putut să spun și la Spic același lucru. La el poți să zici ca la Mădălin, fostul... Nu este o caracterizare, fostul. Nu, zic, m-am zis și eu, am zis să fac... Da, eu știu. O glumă neinspirată. Stai să mă gândesc. Am zis carismatic? Da. Ai zis carismatică, de s-a dus cuvântul. Da. La Cristina amuzant, am zis, nu știu, zim tu ceva pe aproape. Tu știi mai bine. Cât timp ați fost împreună? Bla, bla, iar te apuci de bârfe. Iartă-mă. Așa, hai să zicem ceva, nu știu, ceva... Asta e, zi. Amuzant, nu, zim la amuzant, sinonim haios? Ceva. Haios? Haios, haios, e bine. Haios, da, perfect, da, bravo. Este haios. Haios, mergem mai departe. Oh. Păi, eu ți-am zis că nu răspund la provocări. Dar de nu ce e mă provocare, e un asta? Cuvânt, caracterizăm oameni, un cuvânt, da, nu e provocare. De ce trebuie să-i caracterizez cine e în eu? Cine aici? Ah, Liviu, nici nu mi-am dat seama. Poți să-l caracterizezi pe domnul din spate? Da, în spate exact. Că e tot în poza asta. Da. Nu, da, un deci... cuvânt. Un cuvânt. Un cuvânt. Nu știu să zic. Mi-am pierdut... Nu, trebuie un cuvânt. Exercițiu. Nu știu, un cuvânt.
Stai că eu trebuie să mă gândesc să nu se interpreteze. Nu, mă, dar zi-mă un cuvânt. Ai zis foarte frumos. La urma urmei e viața noastră. E, ce să zic, mișto. E ok. Mișto, bun. Mișto. Mergem mai departe. Cine? Șarmantă. Șarmantă. Da. Perfect, Valentina Pelinel. Bă, până, dar tu parcă zici că ai cuvintele pregătite, jur, până văd eu cine e focusez, ce e, tu deja ai și spus. Aici? Ștefania, speak. Ștefania. Haioasă? Am zis. Ai zis. S-a dat. Da. S-a dat haioasă, amuzant. Sexy. Oh. Ai, mă măruță, am plecat acasă, lasă-mă, n-ai în pace. Bă, trebuie un cuvânt. Un cuvânt. Mamă, dacă ai... Mă, eu mă așteptam la altele să ai asemenea reacție. Un cuvânt. Nu, poza pe ce? Ecran cu doamna. Un cuvânt. Un cuvânt? Cot-codac! Nu știu ce cuvânt să spun, sincer. Cot-codac? Adică cum aștept? Găină? Chiar nu știu. Doamne, ferește, ce ai. Cot-codac? Cocoș? Nu. Zi. Bă, Iulia, să știi că este cuvânt. O femeie frumoasă, întotdeauna am spus da, lucrul ăsta. Da, noi nu ne referim doar la aspectul fizic. Dar, răutăcioasă. Cuvântul e răutăcioasă. Da. Cuvântul răutăcioasă. Eu așa aș zice. Uneori. Da, ai fost drăguță, ca să zic așa. Eu întotdeauna sunt drăguță, să știi. Mie îmi place să intru în cârcotă și în balamuc. Perfect, ia să vedem. Și cea mai mare surpriză, cine e? Zi așa că tu de fapt aici vrei să aici ajungi. Aici am gândit. Măi, măruță, un cuvânt. Ești în fața mea, deci pot avea mai multe cuvinte pentru tine. Doar unul. Ești... Unu. Unu. Păi, ești... Nu, stai cam... Da. Ai zis să nu mă repeți, nu. Stai așa, stai. Da. Inteligent. Asta e, mă. Am zis-o bine, bate Cuba. Mamă, perfect. Nu. S-a auzit? Puteți să mai puneți poza pe ecran odată cu personajul care a fost? Numai o secundă. Deci, ce este inteligent, sincer, nu? Să spună colegii tăi de platou că sigur ei... S-a auzit, Nicolina, s-a auzit peste tot? Inteligent, Cătălin. Eu n-am auzit. E țiplă, bă. Îți povestim noi asta cu țiplă, da. Da. Bun, să știi că ai văzut că s-ai descurcat bine cu jocul. Ai fost în formă, da, mai mă rog, foarte faină. Tu ai încercat niște lucruri, nu, n-am înțeleg ce... Tu te gândești la lucrurile la care eu nici nu m-aș gândi. Ferească Dumnezeu, de ce nu mi l-ai dat pe președintele țării? Ia, caută-mă, pune-mă, Ciucă, pune poză cu Iohannis, un cuvânt. Un cuvânt, fii atent. Un cuvânt. Vrei cu poza de la vaccin? Nu mă bag în politică, am zis și eu așa. Tu ai zis, tu ai cerut. Nu, deci m-am descurcat la provocare, lasă-mă în pace cu provocările tale. Perfect, perfect. Mai vrei pe cineva să caracterizezi? Nu. Da, chiar vreau să te întreb acum, că am văzut poza cu Cristina Ih. Da. Voi aveți proces, nu? Nu voi două. Voi două împotriva... Cât mai e din emisie, cât trebuie să stau nu, eu dar, aici. Nu, dar am văzut chestia asta. E adevărat? Nu intru în subiectul ăsta. Dar e un proces care e în desfășurare. Sigur că da. Justiția să-și facă treaba. Exact. Atât am avut de zis. Corect? Da. Corect, foarte bine. Bă, tu ești o fată foarte mișto și îmi place că ai venit din Maldive cu alt vibe, adică ești mult mai relaxată. Cred că de la trebuie bronz, îți trebuie vacanțele astea. Și apropo, să știi că oamenii pot să intre pe Instagram Adelina Pestrițu și să vadă fotografiile, adevărul că sunt fabuloase. Eu spun sincer, m-am uitat în fiecare mulțumesc zi și am trăit momentele alea de vacanță. Nu cu invidie, jur, nu cu invidie, dar am trăit așa momentele alea bucurie. Mie îmi plăcea foarte tare. Foarte tare ce vedeam și superbe fotografiile. Bravo ție. Mulțumesc. Cum e în casă nouă? În vacanță? Ha, ce glumă, Ciucă! Nu preconizezi că prea curând, nu? No. În casa nouă e foarte bine. Da? Totul da. V-ați acomodat? Da. Foarte e plăcut. E tot ce trebuie, da? Da. Da. Perfect. Adelina, să știi că te mai așteptăm cu mare drag oricând. Vă mulțumesc foarte dacă mare. Dacă vrei să transmiți ceva poporului, poporul se uită la noi, avem și pe să Zoom. Să vă urmărească. Exact, avem nu? Și pe Zoom. Avem peste 100 de oameni care sunt în am direct. Am văzut treaba asta, mi se noi pare foarte tare. Da, intrăm cu ei, sunt în sufragere și intrăm peste ei. Uite, ia uite aici. Ia uite cum sunt. Ciucă! Caută un ei sunt și la școala online, de asta mai sunt mulți copii. Văd că aveți și un câine acolo. Da, avem exact. De toate. Dar intrăm în legătură directă doar cu... Uite pe doamna, pe Ale, poți care un bebeluș eu? În brațe. Vrei Ale, să-ți aleg eu pe da, cineva? Stai, că e complicat. Alege. Hai, dă-i la Ale. Pe doamna cu bebelușul? Nu, stai. Pe Monica Șerbu. Uite. Unde? Unde e Monica? Tot... Monica. Dar nu că e copil și nu e cu mami. Bine, hai, fără mami. Eu de asta am luat-o pe Ale. Uite, Ale.
A venit mami. Și mama lângă ea. Uite. A venit și mami. Hei, stai să vorbim. Mami, ne auzi? Trebuie să mă duc la laptop să mă audă. Adelina, hai de aici să vorbim cu Monica. Bună, ne auzi? Da. Hei. Auzim perfect. Bună. Bună, mami, ce faceți? Bine, vă urmărim cu mult interes. De unde sunteți? De la Galați. Din Galați? Da. Vreau să mă ajutați cu ceva neapărat. Aș vrea să-l caracterizați pe Măruță. Într-un cuvânt. Interesant. Stai să o auzi acum pe mama, pe mama Monica. Ia ziceți mama. Cred că inteligent. Asta am zis și adică eu. Adică credeți, vă îndoiți, uitați-vă, doamnă. Nu mă îndoiesc, vine de la Ionelia. Pe Monica o mai cheamă și Ionelia. Frumos. Și care era treaba? Și pe Adelina s-o caracterizați într-un cuvânt. Am auzit, frumoasă. Să știi. Frumoasă, mă, e frumoasă. A zis Cârli. Ce-a zis? Dar o să zicem în pauză. Da. Frumoasă. Frumoasă. Mulțumesc, asta a zis Monica. Fetelor. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Mulțumim mult și de tot. Și voi sunteți. Perfect, mulțumim. Intrăm pe Zoom de obicei cu telespectatorii noștri. Adelina, arăt superb. Cârli, zi tu cu voce tare, că noi la televizor nu mințim poporul cu televizorul. Când a fost o caracterizezi într-un cuvânt pe Adelina, ce cuvânt ai folosit? Nicoline, du-te cu microfonul tău de la Mamaia 92 la Cârli. Așa cu... Eu am auzit oricum. Bună seara și bine v-am găsit. Ia vă rog frumos să spuneți ce credeți despre Adelina. Un cuvânt. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Am folosit cuvântul cu vocea de război. Bună. Bună. Numai el ne-a salutat, m-a zis bună. Bună, exact, așa să rămân. Vreau să spun ceva. Concursurile și lubricele care se întâmplă aici la noi în emisiune nu sunt știute de absolut nimeni. Păi, dacă e vorba știut, de spontaneitate, iar tu ai fost de nota 10. Mulțumesc. Spontaneitate, nota 10, Adelina Pestrițu. Mulțumesc. Noi revenim după publicitate, căutați-o pe Instagram, îți mulțumim mult de tot. Mersi. Și